Salutare prieteni și bine v-am găsit din nou. Azi mergem într-un loc cu adevărat spectaculos și anume peștera Porțile Bihorului, un aven foarte frumos format prin prăbușire în munții Bihorului și având un portal înalt de 8 metri și lat de 12 metri. Pătrunzând prin acest portal, dai de o săritoare înaltă de 4 metri, care se poate escalada numai pe timp secetos, pentru că pe timp ploios se formează o cascadă puternică care te împiedică să intri în peșteră. Astăzi avem parte de o vreme însorită și călduroasă, dar de o săptămână încoace a plouat în continuu, așa că sper să nu se fi format nicio cascadă și să putem intra în peșteră, pentru că îmi doresc de foarte mult timp să văd peștera asta. Totodată, dacă sunteți noi sau vechi pe canalul meu și nu sunteți abonați, vă îndemn să vă abonați și să loviți butonul de like la YouTube, să recomande clipurile și altor persoane. Uitați-vă și la celelalte videouri ale mele, pentru că am filmat o grămadă de locuri frumoase și spectaculoase. Și fără să mai lungim vorbăria, hai să mergem la peștera Porțile Bihorului. Deci problema era că Google Maps-ul te ducea pe aici, pe drumul acesta, până undeva aici, la o carieră. Pe când, de fapt, noi trebuie să mergem pe acest drum șerpuit, spre vârtop, și de aici, chiar din cotul ăsta, o să luăm aici, este peștera Porțile Bihorului. Am ajuns și am parcat mașina. Deocamdată nu văd niciun semn, dar sunt niște clădiri aici în față și astea le-am luat ca reper, că se vedeau pe hartă. Suntem într-un loc, nu știu, undeva spre vârtop, la câțiva kilometri de vârtop. O luăm la pas prin pădure, sper să dăm și de semne mai imediat. Clădirea asta se vede aici în colț și sunt ceva câini. Văd că și stație de autobuz aici. Deci o luăm spre peșteră. Am dat peste niște câini aici și acolo în colț se vede pe gărdulețul ăla, se vede săgeata roșie, aia trebuie urmărită, săgeata roșie. Ar indica traseul, dar din câte am citit eu, o să le găsim destul de rar și s-ar putea să ne rătăcim până o găsim pe următoare. O luăm pe săgeata roșie. Încă un triunghi aici pe clădire. Aici e ceva pișarlă, mă. Nu știu ce am văzut eu pe la alți youtuber, că nu era așa bine semnalizat traseul. Mie mi se pare foarte bine semnalizat, chiar tot pe al doilea, al treilea copac dăm de triunghiul roșu un circuit cu alb, deci nu este nicio problemă cu semnalizarea. Plin e triunghiul flori. Au! Da, bă, frate, uite! Vezi niște peisaje superbe, niște înălțimi și niște ieși așa din pădure, cu niște zăuri super tare. Putem să luăm în față, da, sau în jos, în partea stângă. Pe unde e Flora?
în față că e mai... că e mai aproape. Bă, nu e mai aproape, dar îi... Îți miroase ție că ăsta e traseul bun. Miroase a verdeață. N-am mers bine, gata. Urcăm înapoi și o luăm în dreapta. Aici era o potecă și acolo se înfunda, nu mai... Nu mai aveai unde să pleci. O luăm în dreapta să vedem unde ne duce Flore, ghidul local. Ai găsit le urdă Flore? Da, mai bune. Îi cam date. Vezi că cine știe ce mănânci acolo, că asta nu le urdă până-i via. Da, le urdă. Ai gustat ceapă sau usturoi? Le urdă bătrână? Bătrână. Ne-am alcăzut și noi câini, gata. Câinele va fi ghidul nostru, hai, du-ne! Hai, frumosule! Du-ne acolo unde trebuie, hai! Pe aici, hai, tu! Ia urma, ia urma! Da, bine! Ăsta ne-a dus la gunoi. Ăsta ne-a băgat în fundătură. Nu, no, unde ai fundătură? Ești concediat. Aici am dat de un popas. Uitați cum s-au sfârmat bucățile de piatră și cade acolo. Deci te gândești că noi eram acolo sus vot. Te joacă cu doamna. Deci de la Foișor o las prin pădure, aici e traseu. E frumos amenajat, sunt făcute scările. În sfârșit îți confidem că suntem pe traseu bun. Câinele ghid ne-a adus. Hai, cuțu, cuțu! Al doilea ghid. Ăsta e traseu clor, în sfârșit suntem pe drumul bun. Începem. Începeam să disperde. Ai găsit apă? Bravo, frumosule, bravo! Bravo, ne-ai adus bine! Bravo, bun băiat, bun băiat! Bravo! Foarte tare, frate! Băi, ești frumosel! E spectaculos! Ai grijă, Flore, că luni ești tare pe mușchiul ăsta! Am găsit niște inscripții pe perete. Nu știu care. Aron Elena. Ce vor să însemne? Ăsta a fost videoul de azi, asta a fost peștera Porțile Bihorului. Am găsit-o puțin cam greu, dar am găsit-o în final. Ne-a dus câinele pe traseu bun. Dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like videoului și un share. Uitați-vă și la celelalte clipuri ale mele și să ne auzim cu bine la clipul următor. Say.